Biserica Sfântul Pantelimon, un monument ridicat în urmă cu mai bine de două secole, s-a făcut scrum aseară. Incendiul a izbucnit la turla lăcașului de cult, dar flăcările s-au extins foarte repede și au cuprins în scurt timp întreaga biserică. 6 echipaje de pompieri s-au chinuit să le stingă și au reușit după aproape 4 ore, dar a fost prea târziu, biserica a fost distrusă aproape în totalitate. Din fericire, preotul și câțiva enoriași și mai curajoși au reușit să salveze din mijlocul focului icoanele și alte obiecte de cult. Biserica și-a închis porțile la ora 18. 2 ore mai târziu s-a dezlănțuit infernul. Ieșea fum din cătau aici, a doua casă, și ieșea fum din turla. Și eu am sunat la pompieri. A mers apoi la preotul care locuiește chiar în curtea lăcașului sfânt. L-a trezit pe părinte și tocmai atunci au venit și pompieri. În acel moment, biserica era deja învăluită de flăcări. Avem 6 autospeciale cu apă și spumă, 2 autoscări mecanice, 2 autospeciale de descarcerare și un echipaj de prim ajutor. Nu-i mai dat acum, nu-i mai dat. Trage repede, faci. Este dificilă din cauza faptului că incendiul s-a manifestat și se manifestă în continuare la nivelul superior al turlei. Această turlă este construită din lemn și acoperită cu tablă. În timp ce pompierii se chinuiau să stingă incendiul, enoriașii și preotul s-au aventurat în mijlocul infernului ca să salveze icoanele și cărțile sfinte. După 2 ore, pompierii și-au dat seama că nu mai pot salva turla lăcașului de cult. Exact aceasta a fost, să zicem, tactica de a cădea către interior, a nu cădea spre stânga sau spre dreapta bisericii, a produce alte pagube. Anul semne bune nu are. La aproape 4 ore după ce au fost anunțați că Biserica Sfântul Pantelimon arde, pompierii au reușit să stingă flăcările. Din lăcașul de cult n-a mai rămas însă mare lucru. Chiar dacă biserica era asigurată, este puțin probabil că ea să mai fie din nou la fel. Pompierii nu au stabilit încă din ce cauza a izbucnit incendiul, dar preotul este convins că de vină sunt artificiile aruncate de câțiva copii.